Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit în casele dumneavoastră. Suntem la televiziunea Tezaur Folk, televiziunea inimilor noastre, televiziunea muzicii frumoase, muzicii de suflet. Astăzi, duminică, am invitați deosebiți și sunt onorată de prezența unui mare bard, a unui adevărat bărbat. V-am spus și în alte emisiuni, îmi plac bărbații care au puterea spiritului ca un munte de mare și ca rădăcina unui stejar de puternică. Așa este invitatul meu de astăzi, din această duminică frumoasă, artistul poporului Iurii Sadovnic. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua, o duminică frumoasă. Să ne iasă toate. Doar cum dumneavoastră ne spuneți, ce duminică frumoasă. Ce duminică bine frumoasă. Ați venit la emisiune. O am pe tânăra instrumentistă, o fată talentată foc, care vine din părțile Nisporeniului și vreau să-i spun acestei domnițe, numai să aibă un drum lung, frumos și cu multe realizări. Iar realizarea se dovedește nu numai din har, dar și din multă, multă muncă. Diana Zupcu, Diana, bine ai venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, bună ziua. Mulțumesc, să știi că ai norocul să fii în prima emisiune și în prima ediție a emisiunii Tezaur de Duminică, alături de domnul Iurii Sadovnic și la recomandarea domnului Sadovnic, ești invitata noastră de astăzi. Chiar am mult noroc. Așa este. Doamnelor, domnilor, în studioul nostru, în platoul nostru, avem improvizat o expoziție de pictură despre care o să ne vorbească un om cu suflet mare, un om cu simțul culorii și este vorba de pictorița Iraida Ciobanu. Bine ați venit, doamnă, la emisiunea noastră. Mă gândeam cum să realizăm o emisiune de duminică unde toată lumea să stea frumos pe un fotoliu, pe un pat, așa cum îl avem noi aici, pe un scaun, să se uite la noi și să se întrebe ce mai au de spus ăștia de la Tezaur Folk, iar noi atâtea avem de spus și în fiecare duminică vă dau o întâlnire să ne priviți, să ne urmăriți, să ne îndrăgiți. Eu sunt Maria Stoianov și vreau această emisiune să o începem ca pe timpul tinereței mele, când în parcurile noastre centrale se auzea muzică frumoasă și un alt fel de ritm decât ritmul contemporan de astăzi. Și am să o încep cu un vals. În parcul central, pe banca de lemn învechită, un domn săruta mâna doamnei iubite. Și lacrimi curgeau de fericire. În parcul central furați erau de iubire. Lai, la, 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 thank you.
sal pe banca de lemn învechită. Două frunze au căzut de mult, de mult ruginite. Doar ele ascultau fanfara frumos cum cântă. În parcul central, într-o duminică sfântă. Central, pe banca de lemn învechită, doi copii ascultau fanfara frumos cum cântă, iar trecătorii ca frunzele ce cădeau într-un pas dansau în ritmul acelui vals. M-ați acompaniat, domnul Sadovnic. Data viitoare când venim îmi iau și eu vioara. Exprompt. Și cântăm așa în direct cum suntem noi obișnuiți. Exprompt, da. Doamnelor, domnilor, dați-mi voi, eu am să mă așez mai comod un pic aici, așa la mijloc. Și să știți că o emisiune de duminică întotdeauna trebuie colorată, cu bun simț, bună educație și invitați pe măsură. Vreau să vă spun că invitatul meu, domnul Iuri Sadovnic, este artist al poporului, are multe merite și, nu știu, domnul Sadovnic, dacă n-ați uitat cărțulia dumneavoastră de versuri? Dacă astăzi a fost ziua uitării. Da, asta e frumos. Am uitat să iau muzicuța, muzicuța pentru Diana. Deci așa. Am schemat, cântăm altă piesă. Așa. Înseamnă că aveți motiv să veniți data viitoare cu cărțulia, da, cu și cărțulia. Cu muzicuța împreună și cu Diana. Și cu albumul vinil. Și cu albumul. Da, da. Deci data viitoare facem o emisiune, fiți. Întotdeauna atunci când văd o emisiune la televizor, mă gândesc, de ce sunt emisiuni care doar durează 5-10 minute, 15 minute, invitatul abia își deschide sufletul ca culorile unui curcubeu și emisiunea se încheie sau vine alt invitat din spate. Mi-am dorit ca astăzi, 1 septembrie, duminică, să avem o emisiune așa pe îndelete, să stăm cum stăteam odată, când erau emisiunile frumoase de cultură, cu bună educație, cu vers frumos, cu melodii frumoase. Eu sunt onorată că sunteți în prezent aici și vreau să vă întreb cum este activitatea dumneavoastră artistică în acest moment, în aceste zile, în această perioadă. Să o pornim așa mai aparte, după asta ne spuneți de unde veniți. Maria, mulțumesc pentru invitație din tot sufletul. Am venit cu mare plăcere, fiindcă țin foarte mult la ceea ce faci tu. Mulțumesc. Da, și ce faci și împreună cu haiducii cei ai tăi. Da, grupul Ștefan Vodă. Da. O, da. Să știți cât sânge mi-au băut haiducii cei. Da, dar ce beau și sânge. O, nu numai. Eu credeam că nu mai vin la Căpriana. Da, da, chetros. Da, deci mie îmi place accentul care l-a spus dumneavoastră pe time, pe timp, cum se spune. Noi am uitat de liniștea și am scăpat omenirea pe toată planeta, nu numai la noi în Basarabia, deci în Republica Moldova. Noi, oamenii, nesimțind, am ajuns la un moment când noi suntem într-o goană în continuu și tot nu ne săturăm de viteză. Și mărim viteza, dar când ne uităm înapoi, vedem că de urma noastră nu prea rămân lucruri frumoase sau bune. Din urma dumneastră, fiți sigur, sunt lucruri frumoase. Da, mulțumesc frumos, Maria, pentru apreciere, dar eu vorbesc de toate profesiile și deopște de viața omului, în primul rând. Viața omului, ce e cu omul se duce la lucru, clădește o casă, stă la o zină, la o ferării, deci face ceva, un lucru. Altul zboară, altul în două. Mai este și altă parte a omului pe care el n-ar putea trăi deloc. Care? Dumnezeu nu îți dă partea spirituală. Adevărat. Partea spirituală.
Dacă ați observat, toți mari cosmonauți, toți mari academicieni, toți mari matematicieni, chiar același Einstein cânta la vioară. N-am știut și nu putea, la vioară. Și nu putea fără asta. E, cât de nu, nu să spunem că era bun discos în sala Tchaikovsky sau măcar la noi în filarmonică să-i să cânt ceva de Vivaldi sau de Paganini, Doamne ferește, nu. Dar el cânta pentru sine, pentru sufletul lui. Cred că i-a ajutat la matematica lui. Foarte mult, fiindcă, muzica. Da, fiindcă omul, acest matematician, atât de, să spunem, matematicieni, sunt oameni pragmatici, nu ca noi artiștii. Deci, da, și noi, într-o măsură, trebuie să fim mai reci și mai pragmatici în viacul acesta, dar trebuie să ne păstrăm copilul din noi. Dar el, ca matematician, și-a încheiat viața spunând, după atâtea cifre și după atâtea ecuații, el a spus și totuși, simplu a spus, și totuși, cosmosul este construit din iubire. Iubirea e cea mai mare armă. Se spune că în ultima scrisoare către fiica sa, Einstein i-a spus, aveți o armă, ți las moștenire, o armă care e mult mai puternică de toate armele care se fac în lume. Iubirea. Iubirea. Și dacă îmi dați voi, domnul Sadovnic, ca să împletim muzica, arta și viața, timpul, am să o întreb pe doamna Iraida, culorile din sufletul ei cred că sunt pe aceste pânze. Noi o să luăm cadre speciale, aparte, separat, ca să le vadă la ecran telespectatorii noștri. Doamna Ciobanu, ce vreți să arătați în tablourile dumneavoastră și cu ce expoziție ați venit la noi? Am adus niște lucrări cu motiv popular, în care am redat acești dragoste și iubire despre care ați început acest minunat dialog. Întotdeauna m-au impresionat pictorii domnului Sadovnic, pentru că pictorii se spun că sunt mult mai versați decât noi cântăreții. Știți de ce? Pentru că ei, ca să picteze un tablou sau o formă, trebuie să aibă conținut. Eu cunosc pictori, de exemplu, vă dau un pictor bun, după părerea mea, este vorba de Dumitru Bolboceanu, care este președintele Uniunii Pictorilor. Da, cunosc. E un băiat care, un domn, care știe atât de multe lucruri și din filozofie și din istorie și din artă în general. Și eu întotdeauna pictorii mă uit un pic cu invidie la ei. Asta nu înseamnă că noi nu cunoaștem multe lucruri. Da, da. De aceea felicitări, doamnă, pentru culoare, felicitări pentru formă și înainte de a prelungi discuția aceasta despre conținut și formă, am să o întreb pe tânăra Diana despre timp. Cum fuge timpul la tine, Diana? El, după părerea mea, fuge foarte repede. Țin minte când am pășit prima dată pragul școlii și acum deja sunt clasa 10. Felicitări! Mulțumesc! Te văd cu mai multe instrumente. Să știi, atunci când l-am invitat domnul Sadovnic la noi în emisiune, mi-a dat o idee năstrușnică. Mi-a spus și mi-a vorbit de familia ta, care îi sunteți fani, și cunoașteți tot repertoriul domnului Sadovnic și mi-a spus, Marie, uite, este o fetiță foarte talentată și este o fetiță care are o aleasă educație și să știi că am stat un pic la așa incertitudinea să te invit sau nu, pentru că alături de domnul Iuri Sadovnic stau doar titani ai muzicii. Dar m-a convins, pentru că domnul Sadovnic știe ce înseamnă un suflet de artist care poate mânui un instrument. Am să vă lăs pe dumneavoastră să o lăudați un pic, ca să prindă curaj, eu știu. Ce să înțeleagă oamenii dacă am să o laudă? Noi trebuie să cântăm. Atunci cântați, vedeți? E duminică, suntem la Cacao Folk, dragii mei, și alături de noi este domnul Iuri Sadovnic, domnița Diana Zupcu și pictorița Iraida Ciobanu. Haideți să vedem ce putem să cântăm așa. Împreună vreți să cântați? Da, împreună. La ce instrument vrei să cânti, Diana? La fluieraș. La fluieraș? În ce tonalitate? În do major, în la, în re? Știu că fluierile au tonalitatea lui. Dă părul așa un pic să-ți vedem ochii. În mi? Așa. În mi major? Da. Mi minor? Mi minor. Ia să ascultăm. Mihai Eminescu, iată munții ăștia care vedem noi din România. Așa. Așa-i. Mihai Eminescu a cutreierat toată România. Dacă țineți minte, chiar și pe jos, cu teatru. Cu teatru. S-a luat cu actori, a fugit de acasă
Dar mai, toată viața lui a mai făcut și escapade, ba în Ardeal, ba în toate zonele, toate României, zonele, da? României, unde a cules poezie. A cules poezie din popor. Poezie populară. Populară, da. Și eu cândva în anii 80 mi-a nimerit în chirilică o cărțulie micuță de tot, cu vreo 10 sau 15 poezii, din care am ales unul de ciobănie. De ce de ciobănie? Fiindcă, ocupându-mă de istoria dacilor, de când mă țin minte eu... Sunteți așa pasionat de daci și eu tot. Foarte mult. Vă strâng mâna cu drag. Da. Înseamnă că mai am un aliat. Da, cu siguranță. Puternic. Cea mai, dacă să vorbim de vechimea folclorului nostru, deci folclorul, cea mai veche baladă, să spunem, sau cea mai vechi cânte, chiar printre primele, care au fost cântecele, cred că, de ciobănie. Fiindcă, suntem o țară agrară, da, păstorească. Fiindcă cânticul apare atunci când omul meditează. Iar omul meditează numai atunci când e singur cu natura. Miorițele. Foarte frumos ați spus, singur doi cu natura. Doi câini, ciobănești și cosmos în jurul tău și vrei, nu vrei. Îți găsești un fluieraj de soc, da, de fag. Da. Scioplește acolo, da. Și cânti. Și cânti cântă sufletul. Cânti, da, cânti ce a găsit Eminescu. Oameni buni, să știți că suntem în direct la Dezaur Folk și o ascultăm pe Diana și pe domnul Iurisa Dotic. Auzi cucul cântând și merlița fluierând, și merlița fluierând. Ieși afară și-l ascultă, să vezi pe ce creangă cântă. Ieși afară și-l ascultă, să vezi pe ce creangă cântă. Eu credeam că-mi cântă mie, dar el cânta ciobănie. Eu credeam că-mi cântă mie, dar el cânta ciobănie. Auzi, n-auzi, auzi cucul cântând și merlița fluierând, și merlița fluierând. Eu credeam că-mi cântă mie, dar el cânta ciobănie. Eu credeam că-mi cântă mie, dar el cânta ciobănie. Foarte frumos! Eu îi mai spun la cântecul ăsta, cântec din Băgăune, așa știi? Dar ce frumos, domnul Sadon, noi suntem onorați că avem așa invitați. Doamna Iraida, dumneavoastră ați avut emoții când trebuia să veniți la noi, la invitația mea, și mi-a spus, dar despre ce o să vorbim? Noi putem să nu vorbim nimic, să-i ascultăm. Cât noroc ai, Diana, că ești alături de domnul Sadovnic. Apropo de timp, timpul fuge cu nimeni. Și eu am noroc. Tinerii ne inspiră pe noi. Ne inspiră atunci când ne inspiră când tinerii au bun și aleasă, da, educație. Și prin neastâmpurul lor. Dar ne fac și pe noi să includem viteza. E adevărat. Ați fost cu minte când erați băitan așa flăcău în sat? Ei, cum cu minte? Dacă eram cu minte, n-aș fi fost artist. Se spune că fiecare din noi artiștii are un fel de a fi care nu-i ca la toți. Eu am fost inventiv. Și eu tot. Neastâmpărat. Trebuie ceva să născocesc. Da? Dar dumneavoastră, doamna Iraida, cum ați fost? Un copil cu minte totuși. Cu minte? Ei, noi cu domnul Iurie facem alianță. Pictorii sunt cu minți. Ei, dacă chiar și sunt răzbunători, ei sunt răzbunători acolo înăuntru și pe urmă apare asta în pictură. Ia uitați-vă atent. Eu am observat asta de la începutul
emisiunii. Că am văzut tablouri și pe urmă am văzut pe doamna Iraida. Uitați-vă frumos la partea asta a doamnei Iraida. Seamănă cu picturile, da. E adevărat. Și picturile? Da, iată partea asta. Da, deci ceea ce facem noi face parte de noi și noi facem parte din ceea ce facem. Asta e natura lucrurilor firești, da, de care trebuie să ținem cont. Dacă vreți să ne spuneți o replică nouă artiștilor, că dumneavoastră toți sunteți un artist, atunci când ați avut expoziția pentru prima dată cu aceste tablouri, în această, nu știu, tonalitate a culorilor, ce v-au spus privitorii dumneavoastră? S-au bucurat. Și datoria artistului este să aducă bucurii oamenilor, așa spunea Marele Brâncuș, și asta îndrăznim să facem prin pânzele noastre, fiindcă le lucrăm, le pictăm cu multă dăruire de sine și ne expunem gândurile care sunt totuși frumoase și țin de spirit, de frumos. Tu, Diana, desenezi? Eu, pentru mine, ca un hobby. Desenez. Ca un hobby. Da. Domnul Sadovnic se spune că, nu știu, în filozofie mulți spun că conținutul dă contur formei, alții spun că forma dă conținutului putere. Eu cred că dacă nu ar fi ideea, conținutul, n-ar avea forma potrivită. Ele sunt reciproc. Sau... Tu ai dreptate, Maria. Deci ele reciproc sunt legate. Depinde, da, și fiecare are dreptul din creator să aleagă, să înceapă creația lui de la conținut sau de la formă. Adică să-și închipui forma și pe urmă să intre în conținut. Sau să pornească de la conținut. Pentru că asta e calea mai ușoară pentru mine, să spunem, ca creator. Și pentru mine. Da, pentru că eu pornesc cântând poezia clasicilor de zeci de ani de zile, și acum poezor contemporan, eu caut poezia care are acel conținut care ai spus. Tu, deci, dramaturgie interioară. Eu pornesc de acolo. E complicat, domnul Sadovnic, să găsești, mai ales în zilele noastre și pentru tineret, să găsești o temă de discuție prin artă, cu melodie, ca să dovedești omului că, uite, așa e corect sau nu e corect, sau asta e frumos sau nu e frumosul. Dumneavoastră aveți câteva cântece venite astăzi în emisiunea noastră. Care ar fi primul cântec care l-ați ales să-l asculte telespectatorii noștri? Eu aș merge la temă. Dacă ai spus că versuri și e greu de găsit și una și a doua... Prima piesă care ați spus-o în regia noastră, că au pregătit-o de acum? Da, în regia noastră... Păi, ca întotdeauna piesă de haiducie. Despre un bărbat pe care îl iubeau foarte mult fetele, acum vreo 100 și ceva de ani în urmă, femeile și fetele, și pe care îl numea Andrei Popa, și care n-a fost pur și simplu o poveste, asta a fost o realitate, fiindcă, paradox mare, Vasile Alexandrie a găsit poezie din popor și a scris-o, a cizelat-o și a pus-o în cărțile sale despre Andrei Popa, și nepotul lui Vasile Alexandrie, deci, s-a întâlnit la o fântână în Valea Seacă la Săbii cu Andrei Popa și a fost părere de rău. Piesa asta se asociază cu partea nordică a României, cu Maramureșul. De ce? Că o cântă toți. Care? Piesa asta, Andrei Popa, Andrei ce-l Popa? Este? Nu, sau după aranjamentul sunt care două, l-am ascultat? Sunt două variante Andrei Popa. Așa? Nu spun eu, vă spun ce spune prietenul meu, Nicu Covaci, conducătorul formatii Phoenix. Noi suntem într-o, cum se spune, într-o strună, într-o idee, într-o antenă, cum spun la București. Deci Mircea Baniciu a compus vestita Andrei Popa. Și am compus-o și eu, de mult. Dar părerea specialiștilor că ambele sunt foarte bune. E adevărat. Numai cât tratarea mea, cum spune Nicu Covaci, că a lui Mircea Baniciu, deci tratarea piesei și a versului sunt așa.
Deci, Andrei Popa, cine trece în Valea Seacă? Că, așa, un fraierel care se duce la o fată. Și că, da, al tău, că se duce la luptă. Cine trece în Valea Seacă? Așa cum spune și Tudor Ungureanu, la luptă, fraților, da, la luptă. Da. Și avem pe cel mai mare contrabasist, Ion Croitor, care da. Spune, nu înțeleg din lupta asta, nimeni nu-i rănit. Haideți să ascultăm. Nu, renele noastre artiști nu spin în afară. A, acolo undeva în sufletel. Haideți să-l ascultăm pe Iurii Sadovni cu piesa Andrei Popa, cel vestit. Uitați-vă, suntem... Ăsta a fost Andrei Popa. Trei suflete de femeie, de floare, vă aplaudăm cu atâta dragoste. Vorbind de Andrei Popa și de bărbați, de haiduci, cum credeți se schimbă în secolul ăsta 21 acest cântar dintre matriarhat, patriarhat? Că noi am fost educați, eu vorbesc de tinerețea mea, că bărbatul trebuie să fie, poate nu obligator cu mustăți, dar să fie bărbat cu voce, cu putere de a hotărâ, de a lua decizii. Iar noi femeile suntem ca florile, frumoase, gingașe. În secolul ăsta se schimbă balanța? Cu tot ce vine peste noi, din o parte sau din alta? Pe scurt, dragă pe Maria, scurt. Pe scurt, fiindcă ce cunosc eu, trebuie să vorbești ore întregi. Așa. Asta nu ni se predă în școală, cu părere de rău, din cauza asta că noi căutăm prin piețe demnitatea, dar ea nu acolo se caută. Ea se caută. Sunt de acord. Demnitatea unui popor se caută în istoria lui. Trebuie să-i predai istoria adevărată, istoria profundă și atunci poporul o să recapite demnitatea lui. Prima noastră regină a fost Tamiris,
Tamiris. Tamiris, da, la 529-530 înaintea ierii noastre, el a biruit pe Cirus, cel mai strașnic rege și cea mai cu milioane armată persiană. Deci ea conducea masageții dacii. Noi eram atunci imperiu, nouă nu ne spune despre asta nimeni, că noi am avut regină, că noi eram imperiu la 500 de ani. Roma atunci era un sat, Roma era un sătuc, că noi eram imperiu și aveam regină. Păi coloanele la templu daci. Noi eram de la Ural până în undii Germania, până toți Balcanii, Marea Caspică, tot. Noi eram milioane și eram pașnici, noi nu năvăleam. Noi lui să ne apropiem noi mai aproape de ce m-ai întrebat tu. V-am întrebat despre bărbați și femei. Da. Cum suntem la egalitate? Conducea o femeie toate aceste milioane de bărbați. O femeie? O femeie, da. Și matriarhatul ăsta a mai fost un timp oarecare. Da, în teorie multe se schimbă și eu nu sunt potrivit să fie și patriarhatul, dar să fac treabă. Uitați-vă, noi suntem trei. Da? Dar încercăm să nu fie matriarhat în studio, pentru că sunteți dumneavoastră prea puternic ca să vă dominăm noi. Ne dominați dumneavoastră cu arta și cuvântul dumneavoastră. Am să o întreb pe doamna Iraida ca să armonizăm întâlnirea noastră de astăzi. Dacă în pictură aveți istorie, adică sigur, gândul istoriei sau umbra sau marcajul ăsta istoric, îl aveți în pictură? Sigur că da. Bunoară, ultimele lucrări ale mele... Mai aproape microfonul, vă rugăm. Ultimele picturi sunt bazate pe motiv popular. Pe motiv popular și sunt inspirate din scoarțele țărănești, din țesăturile țărănești, covarele basarabene, croșetările, broderiile artistice și țin foarte mult la istoria tezaurului nostru național și chiar am câteva covare în colecția mea personală, de covare vechi. Întotdeauna am colorit, bogat. Întotdeauna am fost marcată de pictură, pentru că nu tot timp când te uiți la un tablou îl înțelegi. Și mi-a spus cineva că nu este obligator să înțelegi un tablou. Trebuie să-l contemplezi în timp. Așa mi-au spus. Pentru că dacă te uiți la un tablou, vezi ca o pată de culoare, altul vede ca niște linii ca formă, altul vede un conținut și vede toată istoria unui neam într-o pictură, nu-i așa? Da. Depinde de bagajul că l-are, de cunoștință omul. Și spiritual, adânc, profund. Depinde de profunzimea. Altul trece pe lângă orice tablou și nu vede nimic. Sau spune, dă și cu măzgăleala asta. Vă spun sincer, atunci când aveam vreo 25 de ani, 26, cu tremuram România în lung și lat, alături de Zinaida Bolboceanu și sora mea, în grupul Etnos, și mergeam în mașină sau în tren, vedeam spre Băile Herculane, Orșova, cazanele este, iam cum se numeau, adunării, da, munții. Și așa m-a cuprins, țin minte perioada, 25-26 de ani. M-a cuprins o, nu nostalgie, nu tristețe, dar cred că sentimentul ăsta de dor pe care numai noi românii îl avem, cât de repede trece timpul. Sentimentul ăsta, dacă ai simțit, e undeva puțin dureros, mieros. Dureros, așa-i? Mieros, așa-i? E adevărat. Eu mult i-am căutat definiția. La dor? Iată la ce ai spus tu până acum, de sentimentul ăsta. Eu vorbesc de... Dor de România, drag de România. El la noi este mieros, dureros. Se spune că niciun popor nu are acest dor. Diana, tu ca tânără cetățean acestui plai mioritic, cum simți dorul? Cum îți pare ție dorul ca sentiment? Sau tu stai lângă mama și tata acasă și nu ești plecată singură nicăieri? Nu, eu sunt plecată în timpul anului școlar la Chișinău și mi-e dor de casă. Pleci des acasă sau sâmbătă, duminică? Plec în fiecare săptămână. Da, în fiecare săptămână. Frați, mai ai surori? Da, am doi frați, tot cu pictura se ocupă. Înseamnă că fata cunoaște lucruri bune. Uitați-vă cum ne-a adunat în această duminică. Sunt o familie foarte interesantă. Da? Tata face niște lucruri extraordinare ca...
ca lemnar, niște, în afară de lucruri simple care le comandă oamenii, și pictează. Și tata cântă la instrumente. De aceea a venit Diana cu atâtea instrumente aici la noi și nu știu dacă nu sunteți împotriva dumneavoastră. Vreau să iei cobza în mână. Sora mea cântă la cobză, este artist emerit, Luminița Stoianov, și întotdeauna când o văd cu cobza, mi-amintesc de un tablou pictat de soția marelui actor, teatrul unui actor, domnul Fusu, doamna Maria. Fusu, da. I-a pictat un tablou surorii mele care s-a vândut în Israel, a plecat din țară, era cu cobza, sora mea blondă, cu cobza și undeva într-o parte un cocoș mare așa. A fost un tablou, cred că cât pânza asta noastră în spate și sora mea a învățat la baian să cânte, a fost o baianistă foarte bună și ca să mă poată acompania la vioară am schimbat instrumentul și i-am spus, pune mâna pe cobză. Și am învățat la domnul Solomon, dacă îl țineți minte dumneavoastră, de la Orchestra Folclor, da, din da, Orchestra da. Folclor. Și acest instrument, știți, poți să cânti a capela, dar dacă iei un instrument de ăsta cu corzi, ori chitară, ori cobză, nu-ți mai trebuie parcă nimic pentru voce ca să o acompaniezi. Poți să dai numai un acord, să te acordezi și să cânti. Nu știu cum instrumentele astea cu corzi intră în vibrații cu vocea omenească. Da, nu? Da. Ele sunt foarte, foarte aproape de vibrația vocii omenești, asta în primul rând. Nu sunt instrumente ușurele, cu toate că la chitară cântă toată lumea, dar ca să cunoști chitară cu adevărat, trebuie să muncești foarte mult. Tare mult. Eu n-aș zice că o cunosc foarte bine. Și eu mai gâdel câteodată ce-mi reușește, ce-mi nu, da. Dar mă mângâi cu gândul că am pus mâna pe o chitară. Da. Diana, ia să vedem, tu studiezi la Ciprian Porumbescu, da? Da? Acum fă-te comod așa și ce ne cânti măcar să ne spui? O horă. O horă. Ia să vedem. Așa, cu strigături, am improvizat amândouă. Foarte bine, frumos. Tu cânti și cu cobza și cu vocea? Nu prea cânt. Nu prea. Populare încerci să cânti? Sau ești de altă factură? Până da, ce? Cred că... Vedeți? Da. Dorul când o să plece de acasă, undeva mai îndepărtare, dorul ăsta o să mănânce acolo în sufletel, o să o roadă și o să înceapă să cânte și cânte popular. Cântă ea, popular. Eu țin minte așa ea. Când am fost prima dată în casa lor, am văzut o fetiță miticusă care ardea ca para aceea din colț aia, de la drapelul acela, da? Da. Și orice instrument care era în casă, și ea vroia să demonstreze. Ei, noi vorbeam cu părinții, cu mămica, cu toți, erau oaspeți la masă, una, dar... Iar ea era un plus atmosfera toată, așa, o puștoaică, ardea toată, s-a așezat la pian și cânta totul. Și cânta și folclor și tot, știam și folclor și tot. Ai o piesă preluată din România, e repertoriul românesc, Moceriță cu trei foi, da? Da. Vreau să te faci comod, să pui copza așa pe patul nostru, așa, și te rugăm să ocupi loc acolo în scenă, piesa Moceriță cu trei foi, cântă Diana Zupcu. Maica tot
stăm pe canapeaua noastră, mă gândeam cum este viața asta. Parcă mai ieri eram într-o duminică frumoasă la noi, la Nesporeni, acolo în centru raional, unde cânta un acordeon, o topă, o trompetă. Și noi toți copiii ne duceam și ne uitam cum dansează toți și cum se strigă unul cu altul în brațe. Ca să avem o săptămână ce discuta. Da. Acum s-au schimbat timpurile și întrebarea filosofică care și Socrat și-o pus-o și ne-a mai răspuns la ea. Dacă îmi permiteți, domnul Sadovnic, dați-mi voie să spun o poezie ca o întrebare care mi-a venit. Nu și, vă permit chiar, vă rog. Da. Toți se întreabă cine suntem în lumea asta. Eu am scris un răspuns doar al meu. Poate se regăsește cineva în el. Cine sunt în lumea asta? Întrebare fără sens. N-a răspuns la ea Socrate. Pe el cine l-a înțeles? Cine suntem noi sub soare? Poate am venit cu un scop? Poate suntem doar o floare în Eden sau mărul copt? Cine-i? Cine-i omul, Doamne? Căci e păcătos din fire. L-ai spălat pe om cu sânge, sânge sfânt, să aibă zile. Căută mereu răspunsuri. Cine-i? Cine-i omul, Doamne? De ce nu trăim noi oare mulțumiți cu neajunsuri? Hai, foarte frumos! Mulțumesc frumos! Eu sunt sigur că... Mulțumim! Fiecare din noi are un răspuns. Cine suntem noi sub soarele ăsta? Măcar că eu sunt din ce în ce și din zi în zi mai convinsă că pământul nostru este plat și soarele cu luna sunt doi sateliți artificiali care ne înfrumusețează și ne dă viața continuă. Tema asta e tot, e foarte vastă. Vorbim noi avem timp, suntem duminica la Tezaur Folk, așa că dacă puteți să ne spuneți cine sunteți dumneavoastră, de exemplu, ce răspuns ați putea dacă v-a dat cineva întrebarea asta? Cine este Iurii Sadovnic? Cine sunt eu? Da. În prim rând, eu sunt cetățean a Universului. Într-a doilea, cetățean a Pământului. Creatura Universului și a Pământului. Sunt creatura unui neam de pe acest pământ. Și urmă, sunt creatura unor bunei moșnici. Și sunt creatura întregului sat care a lucrat la mine. Pentru mine. Deci dacă vorba aceea e puțin să te uiți, trebuie, mai iar îi spun, e puțin să te uiți, trebuie să vezi. Dacă vezi cum un sat întreg, prin ceea ce face înconjurându-te pe tine, un om de creație, care ți-ai dat cândva să fii ceva, cum el te alăptează cu toată seva. Ai, ce frumos ați spus, te alăptează cu seva, seva pământului. Seva pământului, a pădurii, a folclorului, a unei vorbe. Cât de frumos, ce frumos, ce frumoase vorbe au țăranii filozofice, extraordinare. A intrat o țărancă la bunelul meu, era un micuț de tot, ca să nu vorbesc mult. A vorbit vreo 4 ore, vai, Vasile vine la deal și nu-i n-am făcut borșul. Și a ieșit, închizând ușa și la țar și la gard. Bunelul meu jeluia, dar eu stăteam pe piatră. Era meșter popular? Da, meșter. Așa? Da. Eu stăteam pe piatră și ascultam toată treaba asta. Și tante Frasina a plecat, la care bunelul spune, măi Iuri, deschide, măi Iurică, i-am deschide ușa și la țarc și la ogradă. Dar de ce o să iasă puișoare, boșie afară? Băi, deschide dacă spun eu. Dar de ce bunia, domnule? Deschide, măi, că s-a umplut ograda de cuvinte. E, ce frumos! Ea era, tante Frasina, Dumnezeu să ierte, era ca o mitralieră. Ea trebuia să se ducă numai decât o dată în zi să vorbească. Când i-am spus la Grigore Vieru și Nicolae Dabija și lui Hadir, chestia asta, i-am spus, măi, Iuri, un academician nu poate spune așa ceva. Bunelul meu era un filozof. El lua așa, omul. Eu a doua dată am văzut la Loteanu în film, când Alistar ia în mână pământul și le spune, bă, știi cine suntem? Știi cine suntem noi? Iată cine! Și un vânt și țărâna s-a dus. Așa, bunelul meu simplu a luat țărâna. Eu l-am întrebat, eram micuț cu el. Și stăteam duminica pe un scaunel acolo, în față Nistru.
oițele pască. Și zic, dar deci, cine e omul? O trăsnaie de unui copil, știți, așa. Dar zic, ia că cine e omul? Dar el a fost la 3 războaie. Rănit, s-a întors acasă. Și a scos, a luat așa pământ și l-a ținut în mână. Făcut. Ia că cine e omul? Țărână. De obicei... Și de, vorbe de astea sunt foarte mult în sat, dacă asculți foarte bine. De obicei, noi foarte târziu înțelegem că viața este ca o floare în trecere. Vorba cânticului Veronica Mihai, da, da. Așa e viața omului ca și floarea pomului. Astăzi înflorește, mâine se vestejește, da. Și mă uit la Diana cu ce ochi se uită la noi și te întreb, ți-e interesantă discuția noastră, Diana, foarte tu la vârsta ta? Interesantă? Da. Avem copii de altă generație și cu alte gânduri, sentimente și trăiri. Noi când eram mici nu eram așa de evoluați ca ei. Ei totul cunosc, ei totul simt, chiar mai puține, în mai puține cuvinte. Sunt alții. Da, sunt alții și eu cam tremur în suflet pentru generația lor, pentru generațiile astea tinere, fiindcă sunt foarte multe lucruri acum care îi distrag, care pot să-i duc într-un hău. Dar dumneavoastră nu credeți că tot ce vine din afară un pic este și poluat? Noi nu numai din afară avem un pic, noi avem și... Dinăuntru. Dinăuntru. Și chinuiala cu din afară se lipește cu asta dinăuntru. De exemplu, așa un... Eu din când în când îl citesc pe Amar Hayam sau Ecleziastul, filozofie îmi place foarte mult și vorbele filozofice. La Ecleziastul acolo, da, prins la minte, dacă ai deschidere, da, și poți, da, să te uiți, da, măcar cu ochi acolo. Și mi-a plăcut un lucru extraordinar pe care ar vrea să-l spun tinerilor, nu ca un om care cunoaște foarte mult și vrea să vă înveți în minte. Adică că în tinerii de astăzi este și foarte mult interesant. Este foarte mult. Noi avem ce învăța. Noi avem ce învăța la ei. Eu cunosc datorită tinerilor, datorită lui Viorel Burlacă, cunosc tehnica nouă, terminologie tehnicii noi, cum se imprimă în stil nou. Foarte mult. El a preluat de la avansează mine. Avansează zi de zi, da, oră, da, de la oră, da, da, tehnica. Da. Deci, dar vreau să le spun numai un lucru la cei tineri. Băieți, fiți atenți în drumul ăsta și în toate încercările care apar în fața voastră. Deci, da, unul are mașină, tu n-ai mașină, unul, da, are caz cu două etaje. Da, 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 da. Sadonic. Păi doar da, pentru noi nu sunt importante, că pentru noi dăm șapte Rolls-Royce-uri și un avion, înțelegi, pentru un cântic. Sau pentru trei strofe. Ei, chiar un Rolls-Royce nu ei, mai nu, dă noi. Dacă avem mai multe cânti și un cânt, poți să-l dai pentru avion. Ei, doar așa. Vreau... Deci, da, să termin numai. Da. Și vreau să le spun un lucru numai. Un tânăr, deci se jăluia tot timpul și era supărat pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu-l ajută ca să aibă cizme noi și foarte frumoase. La care Dumnezeu a făcut așa că el în 2-3 zile a întâlnit un tânăr care nu avea picioare. Foarte bun exemplu. Foarte bun exemplu și cu asta cred că tot ați spus. Da, e foarte bine să ai cizmele. Dar să faci din cizmele astea sau din obiectul acela un scop al vieții, trebuie să faci din ceva ce ai să aduci oamenilor. Ai să-i bucuri, ai să-i faci mai buni, mai sănătoși, mai drepți, mai luminoși. Ia că astea sunt scopurile omului pe pământ. Noi să ne îmbogățim unul pe altul, să ne ajutăm unul pe altul. E adevărat. Nu e scopul că numai decât să ai cizma aceea. De aceea... Să ai picioare sănătoase, iată care... Și cap sănătos, și cap, că de acolo vin toate. Păi nu, că de ce se spune? Că dacă nu-i cap, ai de picioare. De aceea, în această emisiune, în această duminică, 1 septembrie, este prima emisiune, prima ediție a emisiunii, da, Tezaur de Duminică, am insistat să avem un pictor în platoul nostru, să arătăm și culorile sufletului omenesc pictate pe o pânză. Și am să o întreb pe doamna Iraida,
Ce stil de tehnică aveți dumneavoastră, dacă m-am exprimat corect, pentru că pictorii au un limbaj mai aparte. În ce stil pictați dumneavoastră? Stil, eu știu, în ultimul timp pictez mai mult pictură de gen, inspirată din arta populară și am diverse subiecte. Deci mă impresionează foarte mult, am o serie de lucrări, fereastra copilăriei mele, motiv concentric, apropo despre ce ați discutat. În acest motiv concentric pun accent mai mult pe de fructe secționate, păsări, păsări între flori, păsări între fructe, legume, fiindcă, cum am discutat până acum, este exteriorul și interiorul ființei și câteodată este un om frumos la chip și nu are substraturi, nu are interiorul acesta, nici nu știu cum să-i zic, sănătos și atunci foarte mult contează accentul, sufletul omului și modalitatea cum îi exprim, prin ce modalități exprim. De exemplu, în păzile mele am o serie de lucrări, flori și păsări și flori, păsări și fructe, motive concentrice. Deci, și culorile le luați de unde? Din natură, din trăire? Din trăiri, cred că, și cred că este un din câteodată și accidental. Pun mai mult accent pe idee și câteodată să vedeți cât de frumos zboară o pasăre, lin, frumos, fără degajată, fără obligații, fără... Da, vă mai dau o întrebare, nu știu dacă întrebările mele sunt anume față de un specialist, dar dacă sunt corect exprimate. În tablourile dumneavoastră, filozofia neamului nostru sau culoarea ținutului nostru natal predomină? Cred că da. Eu o văd, dar dumneavoastră, dacă puteți să explicați într-un fel. Da. Pentru că e foarte important, omul de la țară nu are timp să se ducă la expoziții și vede la noi emisiunea. Eu când am intrat, dintr-o dată am avut senzația, deci am intrat între tablouri, să-mi pun chitară. Așa. Și când am uitat într-o parte alta, prima senzație care a fost la mine, cuhnișoara bunicii mele. Așa este. Inspirat. De ce? Culorile-s de acolo. Culorile-s de acolo. Și acolo aveți un fel de pom a vieții în acel tablou? Da, pomul vieții, mă strădui desul această idee să o reprezint prin mere, prin păsări, prin diferite elemente și știm că pomul vieții este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și vă întâlnim la toate popoarele zona aceasta balcanică și noi avem specificul nostru și deseori, da, mulțumesc. Sunt utilizate păsările câte două, câte trei, păsările și animăluții care ocrotesc acest pom al vieții, deci fructele, bogăția noastră. Tenta aceasta, coloritul ăsta a covarelor, a scoarțelor, mă inspiră foarte mult și în ultimul timp studiez broderiile acestea deosebite care le mai întâlnim la bunicile noastre și la străbunicile noastre, la perdeluțele de la geamuri, la croșetările acestea care sunt pe prosoapele noastre naționale. Aveți culori pastelate, îmi place că nu e nimic strident care să deranjeze ochiul. Mă gândesc că așa este caracterizat neamul nostru. Astea sunt culorile noastre. Sunt culorile noastre. De ce pe noi, dacă ne uităm la alte covoare? Apropo, Ion Druț a spus, fiind la o conferință în Italia, acum vreo 70 ani în urmă, conferința scriitorilor. Deci a auzit că este expoziție mondială a covoarelor. Unde covorul nostru național, din Basarabia, a luat primul loc în lume. Iată așa. Și nimic nu s-a spus la noi. Cum nu s-a spus despre sonetul lui Doga când a luat sonetul anului pe Mapamond în Japonia? Dar de ouă nu s-a spus nimic.
Asta e tristețea, tristețea noastră, că noi nu știm să valorificăm personalitățile atunci, în timpul... Dimitri Cantemir a spus, noi știm moldovenii să facem, dar noi nu ne-am învățat a ne promova, a ne vinde, în sens frumos, arta, chiar și producția care o facem. Nu știm. Deci jocul, formația joc, care cutuiera toată lumea și aducea Uniunii Sovietice milioane. Milioane, valută foarte, cu Moisei formată. Da, țin minte, da. A ajuns la ceea că nu se mai duce nicăieri. Managementul nu este corect, nu este bun, strategia nu este bună. Dar formația Moisei și toate formațiile din Rusia, care mai înainte, tot așa, cutuierau toată lumea și cântau în cele mai mari săli a lumii, ca și jocul, Deci formațiile din Rusia pleacă și din alte țări pleacă. Continuă. Domnul Sadovnic, dumneavoastră ați venit cu bogăția dumneavoastră. Următoarea piesă care ar fi să ne cântați și încântați aici în studio? Eu cred că am să cânt un cântec despre nebuni. Aveți așa ceva în repertoriu? Păi, dar noi ăștia care ne-am notat azi, nu suntem niște nebuni frumoși. Nebuni în sensul frumos al cuvântului. Da. Iată, acolo... Versurile a cui sunt? Versurile îi aparțin lui Ion Vieru. Ion Vieru. A fost încurcat în Ion Vieru. Așa. Deci. Și el se mai numește cântecul Despre Romanță. O cântăm așa, în direct? Nu, avem... Da, vă rog frumos. Ce frumos! Și cine mai este nebun ce cântă la geam o romanță? Și cine mai este nebun în lumea aceasta-i dorunul? Să facă să-ți fie de șanță. Și cine mai este acesta cu inima întinsă pe strune? Și cine mai este acesta să-ți facă asemenea festa? Să scoată scântei din tăciune. Romanța pe care o cântă nici nu-i o romanță prea nouă. Romanța pe care o cântă ea despre strămoși necuvântă și inima-ți rupe în două. Dragoste veche și sfântă, deci cântă, mai cântă, mai cântă, de-o dragoste veche și sfântă, să nu uităm niciodată. Foarte frumos, mulțumim frumos, domnul Sadovnic. Mulțumesc, m-ați ajutat. Da, așa, încetișor, să nu încurcăm noi acolo, că aveți așa de băcie la instrument. Știți, eu când eram mai tinerică și dumneavoastră, pe dumneavoastră vă urmăream la televizor și în sălile de concert, mă gândeam și nu găseam alternativă sau pe altcineva care să vă facă concurență.
Știți de ce erau și sunt, cred că și acum, fetele îndrăgostite de dumneavoastră? Pentru că bărbăția asta, fetele, în ultimul timp, la și nevestele. Băbuțele la vârsta mea. Pentru că bărbăția asta, în ultimul timp, în ultima perioadă, în anii ăștia, se mai pierde. De ce? Se pierde, știu sigur. Ce se pierde? Bărbăția. Merge așa o politică în societate unde bărbații devin mult mai fini, mai îmbrăcați cu pantaloni pe picior strâns și cu cercei prin ureche și îmbrăcați în topuri moda, vine îmbrăcați ca femeile cu fuste, nu vorbesc de țările scandinave. Bărbăția asta... Unde dispare? Am să-ți răspund evreiești, da? Haideți! Da. Să vedem. Cu întrebare, da. Deci, da, de ce? Adică e o discuție la pur și simplu. Discutăm. Deci, da, de ce au inventat cineva în lume top modelurile? Și ne dictează nouă că femeia trebuie să fie... 30 pe 30 pe 20 și pe 16. Chiar 30, nu. 50, 60, 90, Maria, 60. Îmi pare că în așa, parte, poate, fetele astea, în parte, când o vezi, în parte, bună, poate sunt frumoase. Eu când le văd, să nu se superi fetele, ele sunt frumoase, da. Deci, dar eu când le văd împreună, înainte de concert sau în culis, trebuie să iasă în scenă, să treacă, să dăruiască ceva. Să defileze, da. Să defileze, da. Dar când le văd împreună, ele parcă sunt dintr-o cutie la Fabrica Bucurie, toate. Bomboane, deci ele îmi devin, în parte, mi sunt interesante. Ia că asta are o trăsătură, vrei, nu vrei, chiar dacă e 30 pe 30 pe 15. Da, da, zici, da. Dar împreună, ele sunt din pachet, la pachet. Păi deci asta arată că asta e invenție pentru a face bani. Așa și cu chestia asta e invenție. Au fost blugi normale, au fost blugi care arată, cum se cheamă, țin de figura bărbatului, fac mai bărbat, mai ceva. Cineva zice, ia să fac de-a piață să încerc banii. Pe femeile le fac în stil bărbătesc, cu patioane și costum Doamne bărbătesc. Ferește. Pe bărbații îi fac Doamne ferește, fete. N-am nimic împotrivă și sunt de acord. Poate noi suntem din secolul trecut, domnul Sadovnic, și din cauza asta cineva să zică că noi nu înțelegem moda. Nu e vorba că suntem din secolul trecut. Vorba între aceea... Ce vedem noi, ce simțim noi, cum simțim, fiecare om în parte. Fiecare om în parte, cum simțim. Dar dacă te dai cu gloata, cu moda dictată de cineva, tu îți pierzi personalitatea. Dacă bunelul meu s-a trezit acum și s-ar uita la băieții, bărbații care și cum sunt îmbrăcați pe stradă, cred că bunelul meu i s-ar face rău. Ei, sincer să vă spun. Rău precis, dar într-o doilea în rând, el ar avea pe scris pe față ceva neînțeles și primul cuvânt care ar fi în gura lui, să mă ierte tinerii ăștia, deci, care nu fac nici sport, nici chestii. Eu spun, bă, dar ce-i cu rahitii ăștia? Să înțeleg că tot ce este ca într-un tablou, mai colorat, mai învelit, mai cu formă, este mult mai suculent ca pământul nostru. Doar pământul nostru nu-i numai din munți și pustiuri, dar are păduri, are râuri care curg ca venele noastre și este bogat, este împlinit. Chiar și munți. Iată, avem munți în spatele noastre. Un munte mai subțire, mai tăios, mai ascuțit, altul mai plinuț, altul o parte o are mai tăiată. Asta. Tot e frumos în lume și se împlinește una pe alta în natură când e diferit. Și asta înseamnă viață. Da, și asta înseamnă viață. Dar când încep toți aiurea o planetă întreagă, păi astăzi umblăm fără un crac. De astăzi înainte. Domnul Sadone, credeți că este importantă discuția noastră despre feminitate și bărbăție în societatea noastră? E foarte important să vorbim astăzi despre feminitate și bărbăție. E important din cauza că nu ne adâncim, știm noi ce, așa, asta e treaba specialiștilor. Asta numai azi, duminică, din 1 septembrie nu ne adâncim. Da. În alte duminici o să dezvoltăm temă, poate. Da, dar, poate că da. Da, dar
dacă se pierde bărbatul adevărat, se pierde osia familiei. Așa este. Dacă se pierde femeia adevărată, femeia trebuie să fie... Care e destinul femeii? Destinul femeii de la Dumnezeu pe pământ e mângâiere. Dumnezeu i-a dat femeia lui Adam, Eva, ca el să aibă mângâiere. Eu mi-am gândit, stai urea, că eu i-am făcut munți, i-am făcut ape, mări, dar el e singur. Cine o să-i mângâie lui sufletul? Așa este. Cine vorbind... o să, la nevoie o să-l cuprindă? Microfonul la tine. Și, dar cine o să apere, am făcut-o pe ea, dar ea e prea fină, dar cine o să apere pe dânsa? Iată de ce riesă bărbatul trebuie să fie bărbat și femeie, femeie să fie femeie. Domnul Sadovnic, apropo de ape și așa mai departe, tânăra dumneavoastră care ați adus-o aici, fetița, această domniță, are o piesă în limba engleză, trebuie și suntem toleranți la toate limbile, suntem da, bine, da. Chiar la începutul anului școlar, iar noi vom cânta, Diana va cânta în limba engleză, o piesă despre... Despre Mare Ocean. Despre zbor, despre așa zbor. Am înțeles de la mama ta, am întrebat înainte de emisie despre ce este piesa în engleză. Eu nu sunt vorbitoare de engleză, dar mi-a spus că doamna Stoianov este despre zbor, de a-ți atinge, nu știu, de a ajunge pe vârful Everest. Diana, îți propun să mergi în platoul nostru improvizat așa, în scena noastră. Eu mă uitam la fetița asta când avea vreo 11 ani sau 10, 9, și mă gândeam, după 14, 15, ce o să vrea să facă? Dar eu vreau să zboare. Vrea să zboare, să o ascultăm? Eu asta de mic vreau. Da? Te rugăm frumos. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the light when the time is to see. Diana, vreau să te întreb, ia loc pe canapeaua noastră, vreau să te întreb ce te avantajează, cum crezi mai bine, limba engleză, cântată sau română? Ambele cred că mă avantajează. Dar prioritate cui totuși dai? Suntem, uite, a fost 31, limba, 31 august limba noastră cea română, prioritate totuși cui dai? Cred că limbii române. Limba română. Tu îți faci studiile unde? În Chișinău, unde? În Chișinău. La ce liceu? Ciprian Porumbescu. La Ciprian Porumbescu? Da. Înseamnă că tu ești fată cu pregătire deosebită muzicală.
Și de mică ai luat-o? De în clasa din întâia? Clasa cincea. Dintre a cincea? Da. Și atunci cum îi ajungi pe colegii tăi din urmă? Pentru că din clasa întâia acolo învați foarte serios. Acolo se face școală, acolo face școală foarte adevărată, serioasă. Da. Eu cred că deja i-am ajuns. Noi îți urăm și să-i întreci. O fată foarte... Sunt și fapte, ea primul loc în România la toate concursurile. Felicitări! Ai un zâmbet foarte frumos și ai un fizic plăcut, o dantură frumoasă, pentru că o fată și o artistă contează foarte mult. Mulțumesc. Asta ți dorim. Are un suflet tare frumos. Și părinții ei au un suflet mare, familia toată asta întreagă, contează, frații. Da, sadovnic, asta când contează cel mai mult. Mai nimeresc câteodată, trec de la Iași spre Chișinău și intru pe la Bolțun, pe la ei, Vladimirești, da? Așa se spune satul. Și iau un nuc, iar sub nuc e un puișor și doamna Inga, mămica lor, face niște plăcinte și o zeamă extraordinară. Trebuie să mergem și noi pe Tezaur Folk să ne ducem cu echipa ia de filmare, să filmăm ce face da. Tata, ce face mama, da, să gustăm plăcintele. Da, da. Vin au bun? Ei. Au vin bun? E extraordinar. Nu doar vin. Nu doar vin. Am vrut să întreb dacă în picturile dumneavoastră folosiți elementul ăsta de viță de vie, pentru că aici avem improvizată o viță de vie la noi în studio și mă interesează dacă îl aveți. Deci îmi place să pictez și peisaje, natură statică, cu fructe și legume. Și ăsta este simbolul nostru, a țării noastre. Atunci când pictați, ascultați muzică? Da. Ce preferați? Da, diversă. Diversă, da. Vă mai întreb un lucru. Noi suntem generația, poate plus minus un an, doi, care am crescut cu piesele lui Iuri Sadovnic. Așa este. Așa este. Dumneavoastră, ce părere aveți de muzica domnului Sadovnic? Chiar vă întreb așa direct, cum o contemplați, cum o percepeți? Domnul Sadovnic este o forță care ne inspiră. O forță care ne inspiră și este un pilon așa. De... Este adevărat. Domnul Sadovnic, dumneavoastră, sunteți mulțumit de tot ce face, de exemplu, un ministru al culturii sau ce a făcut pentru dumneavoastră? S-a implicat Ministerul Culturii în... Nu în creșterea dumneavoastră ca artist, dar în ajutorul ăsta de care are nevoie un artist. Dacă ar apărea cu noi alături domnul Sulac, așa, care e foarte credibil la poporul nostru, deci el ar fi de aceeași părere care o am și eu. El o spunea atunci când era în viață, de când e Republica Moldova Sovietică, acum democratică, așa, noi independentă. Noi am avut parte numai de trei miniștri foarte buni, cu adevărat. Care au fost? Ministri de, a fost domnul Dăriencu în timpurile sovietice, a fost la trecerea asta de la comunism, la hai să spunem, un capitalism sălbatic, așa să spunem. Da. Domnul Ungureanu? Ion Ungureanu? Da, domnul Ungureanu, da, dar ca administrator a fost domnul Grigore Cușnir. A fost bun? Da, da, foarte bun. Și foarte bun ministru, foarte bun ministru, și îmi pare rău că deci n-a rămas ea deci, să fie ministrul culturii, o femeie foarte competentă care învăța de la artiști, învățat la oameni de știință, studia. Doamna Monica Babuc? Doamna Monica Babuc. Vreau să vă spun că discursurile doamnei parcă erau rupte din contextul artei a noastră, de da, la artiști, da, da, de la pictori și așa mai departe. Iar armonizată cu noi. Ea ne cunoștea viața foarte bine. Dacă eu eram la sudul Moldovei, hop, ea era aici, se deschidea un club. Și zic, și doamna Monica, și Iuri, am în centru încă astăzi. Și ea era în drum tot timpul. Eu am intrat în casa guvernului odată și ea ieșeam din casa guvernului și ea intra. Și m-am întâlnit ochi în ochi cu ea. Șoferul de unul și ea. Vă spun sincer, eu n-am vrut, am întrebat-o, tu ai să mai reziști mult? Doamna Monica, dumneata, ai să reziști mult? Da, alerga foarte mult. Era extraordinar, extenuat de obosit. Ochii spuneau asta, cu toate că ea nu niciodată nu dea. Da, drăguță, un zâmbet frumos da. Are doamna Monica. Deci, noi avem foarte mult, noi avem puțini oameni. Noi avem oameni talentați, dar să fii talentat e una. Trebuie să ai ambiții, ambiții sănătoase, am vedere, pentru că este și ambiții bolnave.
un netalentat și prostul are ambiții mari. E, prostul da. E tare odihnit. Da, da. Așa că lui vine mai ușor în viața asta. Da. El dar este odihnit? Ea este un om cu ambiție. Deci ea știe ce vrea. Ea vrea să facă. Și în primul rând, ea niciodată nu s-a pus mai presus de oameni. Ea s-a apropiat de tine și a întrebat cum se face asta dacă nu știe. Ce trebuie să facem? Ne aduna, ne întreba. Frumos vorbiți de doamna ministru, fosta doamna ministru Babuc. Și cum este această viață? Acum pot să fie acolo, mâine pot să fie dincolo, acum pot să fie sus, mâine pot să fie dat la o parte. Dar contează ce a rămas în urma ei. Sunt pauze. Sunt pauze în fiecare, în profesia fiecărui om, în destinul fiecărui om. Pauzele ne sunt date pentru încercare. Eu cred că eu se manifest foarte bine și în funcția care este de cum. Să dea Dumnezeu. Iar acum vreau să, dacă îmi permiteți, cer voie, pentru că sunteți oaspeții mei, oaspeții noștri aici la Tezaur Folk, vreau să cânt o piesă care are un text exact la tema despre care vorbim acum, ce înseamnă viața, ce înseamnă o decizie corectă, ce înseamnă oboseala unei funcții care, în care ai mare răspundere și așa mai departe. Sper să vă regăsiți și dumneavoastră. Da, cu mare plăcere. Ce cade în toamnă, frumoasă ca o doamnă. Viața e o floare în primăvară, cu atâta culoare. Viața e o clipă, un freamă de frunze, șoapte pe buze. Viața e secunda în timpul ce trece și-o lasă să plece. Viața plină de iubire, acest pământ, viața mea am să te cânt.
e viața. După părerea mea, viața este într-adevăr ca o floare în primăvară, ca o frunză, verde cu un verde de cel intens și în toamnă este bătută de brumă, de soare, cade și așteptăm iarăși viața în primăvară să reînvie totul. Foarte bine a arătat lucrul ăsta și nu înțelegeam în timpul ăsta, că spune lui Sulac, când a apărut un afiș de al lui Sulac, când eu, așa, la cravată, simplu, frumos, și cu o frunză în mână, așa, o ține, o frunză. Și întrebau de sus, dar ce, mă, Nicolae, și n-ai putut să iei o floare sau un buchet de flori și tu cu o frunză acolo? Și la care el spune, că păi acasă tu ești, ca o frunză, te-a bătut vântul și la revedere. Astăzi ieși și mâine noi. El ne arăta, iată și suntem noi. Cum a spus Grigore, iarbă sunt. Mai simplu nu pot fi? Da. Atât. Și cum a spus Grigore Vieru, dacă unii au visat să zboare în cosmos, eu toată viața am visat să trec prutul. Asta atât de frumos a spus și mă uit la picturile noastre, la muzica noastră, muzica dumneavoastră, aceste tinere talentate și frumoase, cum se împletesc energiile dintre generații și cum arta, culoarea, cuvântul, trec prutul fără vamă și nouă nu ne trebuie vamă. Iată, acest lucru cred că este cel mai important. Chiar emisiunea asta, vedeți cât de frumos am binat pictura cu doamna, cu chitara, cu Diana. Cu... Așa este și tot, vreau să mulțumesc. Arta armonizează toate armonizează lucrurile frumoase. E cleiul cel mai bun. Cleiul cel mai bun. Și vreau să mulțumesc, dragi telespectatori, doamna e administratora televiziunii Tezaur Folk, doamna Natalia Medoni Rodideal, pentru că ne-a dat oportunitatea de a avea în Republica Moldova o televiziune nouă, apolitică, care ține doar de educație, bun simț, de emisiuni spiritualitate, divertisment, cu bun gust și cu pictură și cu muzică și cu tineri și cu cei ajunși la noi la a doua tinerețe, noi așa să ne numim la a doua tinerețe. Și duminică de duminică avem ocazia să ne cunoaștem mai bine, să onorăm prezența în studio televiziunii Tezaur Folk a personalităților marcante. Și aici mă opresc la personalități, domnul Sadovnic, și din păcate este o modă la noi. Atunci când omul este alături, nu prea îi tragem atenția și nu ne bucurăm de prezența lui, de filozofia vieții lui. Iar atunci când omul moare, îi facem, organizăm festivaluri, scriem cărți și lucrul ăsta nu știu cum vine în dezacord cu viața noastră. Păi. De exemplu, Maria Drăgan, când era într-o perioadă de activitate ei prosperă, nu a fost ajutată la timp de nimeni, chiar împiedicată. Nina Ermurachi, care a fost o voce și era admiratoarea dumneavoastră, ea vă asculta CD-ul și când cântați, ea plângea, vă spun sincer. Atât de emotivă era Nina Ermurachi? În ultimele luni, 6 luni de zile, aproape că în fiecare săptămână de 2-3 ori ne întâlneam cu ea să discutăm. Parcă simțea că... Da, simțea. Și mi-a dăruit discurile ei. I-am spus... O voce ca a ei unicat este. Da. Simțul în primul rând. Voci mai avem. Deci... Dimensiunea de simțire. Era largă. Era largă și profundă. Știți ce mi-a spus cu 10 ani în urmă, înainte de a muri, mi-a spus așa, știți că sunt nora Nini Ermurachi. Da. Mi-a spus așa, Marie, lăs cu limbă de moarte. Acum cât sunt în viață și îmi sună vocea și pot să dărui omului sufletul, culoarea sufletului meu, acum am nevoie de ajutor, de... Să fiu în scenă, să fiu admirată, aplaudată, să mi se dea flori. Iar după moartea mea îți spun și îți interzic să faci festivaluri, să scrii despre mine, să mă discute și să organizați concerte. Și am întrebat-o, de ce? Și a spus simplu, după mine și după noi toți rămân doar amintirile. Dar când ești în viață, atunci trebuie să te onoreze, atunci trebuie să te simți important. Pentru că potențialul unui artist... Cât e în viață doar poți să-l răscolești, ca în mină de aur, de sub un munte. Iar când moare, când muntele e făcut praf și e pustiu, ce să mai scoți de acolo? N-aș spune că după Nina n-a rămas nimic. După Nina Ermurachi au rămas cântecele ei, care da. Tot mai rar se pun la posturile de televiziune și vreau să-i aduc mulțumiri doamnei Veta Ghempu-Munteanu, care are grijă de toți noi.
unica moderatoare cu școala vieții, da, în muzică, care ne pune pe toți și ne onorează. Și mă gândeam la Nina Iermurache și mă gândeam la picturile care le avem astăzi în studioul nostru. Doamna Nina m-a rugat să cumpăr un tablou de la Gutiera Prodan, un tablou cu maci, un câmp de maci. Și mă gândeam, dacă ne cunoșteam mai devreme și vă cunoșteam pictura, cred că pictura ceea din colț sau asta cu mere și păsări sunt mere, da? Cred că o cumpăram de la dumneavoastră pentru ea. Iubea tare mult merele și iubea pictura ca pe un cântec, îl asemăna cu un cântec. Și atunci când am luat tabloul cu maci, ea spune că nu am avut niciun cântec cu maci și despre maci, dar asta e o floare ca sufletul meu, arde ca sufletul meu. Mă rog, este obiectul biblic. Biblic care, da, pune la îndoială toate lucrurile. Și de aceea, întotdeauna mi-am propus ca în emisiunile mele, chiar și de la radio, unde am fost suflet de artist, să aduc personalități care sunt lângă noi astăzi. Și dumneavoastră mai aveți acolo cântece frumoase. Uneori noi femeile vorbim prea mult, dar dumneavoastră v-am ascultat cu drag. Da, mulțumesc. Eu am să vă cânt o piesă, versul care sunt... Da, cea de duminică o aveți? A, o am, o am. La albane, pe suță, curată ca un om, eu așteptam să vină duminica din nou. Ca tu, măicuță dragă, spinarea să-ți dezdoi și să mai stai acasă cu tine și cu noi. Să șezi în prag și lumea să te întrebe lin, mai odihnim o leacă, o leacă, mulțumim. Să șezi în prag și lumea să te întrebe lin, mai odihnim o leacă, o leacă, mulțumim. Duminica, duminica. Duminica. O cană tu cu apă, să-mi spui ca să-ți aduc, iar eu până la fântână cu cova să mă duc. Sanin, cofița plină, sau când într-un cărlig, și să mă bucur tare că pot să o ridic. Nu pot uita mireasma de floare de salcâm, era un fel de lapte din parcă al tărâm. Nu pot uita mireasma de floare de salcâm, era un fel de lapte din parcă al tărâm. Duminica, duminica. Și mâncat, iar tu lăsând departe și mult.
greu și rău. Gândeai la cele bune și la copilul tău. Era în duminici altfel și totul parcă nou. La albane căscuță curată ca un pou. Era în duminici altfel și totul parcă nou. La albane căsuță curată ca un ou. Duminica, duminica. Mulțumesc, domnul Sadovnic, vă rugăm să luați loc pe canapea. Să știți că mă gândeam în această emisiune că omul, mai ales moderatorul, nu trebuie să aibă mari emoții. Dar m-ați făcut să lăcrimez și m-am trezit cu imaginația duminicile la buniei mei, sub acel nuc unde avea bunelul o măsuță de lemn crăpată de acum de timp și ani, cu trei picioare, scăunele mici. Și țin minte, bunelul meu dimineața, dacă eram la ei, se trezea la ora 4 dimineața, trăia apă, gol până la brâu, trăia apă de la fântână, de la cișmea, îmi plăia butoaiele și duminica îmi plăcea și dimineața, dar mai ales spre seară, când amurgul se lăsa, să ne adunăm cu toții, să stăm de vorbă la povești și mi-ați trezit emoții speciale. Mulțumesc tare mult pentru așa cântec. Vreau să ne spuneți cine e autorul versului și despre melodie. Autorul versului este Grigore Vieru și așa. Eu sunt foarte fericit că am avut posibilitatea să-i cânt piesa lui Grigore numai cu chitară, aranjamentul când nu era făcut. Deci i-am cântat-o la mine acasă, încă era în viață. Dar această piesă eu am lucrat-o vreo 5 ani de zile. S-a întâmplat un lucru, tu ca specialist ai să mă înțelegi foarte bine. Percepția mea de compunere și de compoziție mi-a trecut tehnica vocală pe care o vedeam eu. Și a trebuit ani întregi să lucrez la toate nuanțele astea ca să fac piesa asta și mai ales în aranjament să mă gândesc cum se sfârșește, care o să fie culminatea, cum să fie. Fiindcă eu vedeam ceea ce mi-ai povestit acum, cum se adună duminica, cum ieși, te scoli dimineața în casa buneilor, așa-i? Și ieși întind și la duminica mare, iarba ce e pe jos și nucarii ce e. E ceva deosebit și nu știu de ce toți sunt altfel ca alte zile. Toți în ogradă, toți în mahală. Este adevărat, țin minte, vorbeam de răsăritul soarelui, duminica, când bunei de acum nu mai erau în casă, erau plecați la târg.
Da. Ei plecau duminica la târg, da, și mă trezeam duminica, țin minte, parcă era o ceață pe toamna mai ales, ceața se lăsa așa pe Valea Nisporeniului, acolo spre Vărzărești, soarele răsărea și noi somnoroși ne trezeam mai târziu și nimeni nu era în ogradă. Toți erau plecați, părinții, bunii erau plecați la târg. Și țin minte, păstrez în suflet acea curățenie a soarelui și a sentimentului de casă, nici nu știu cum să... Și coda asta dumneavoastră, care e atât de lungă, în perioada asta a sunetului spre sfârșitul piesei, te duce parcă de aici, din copilărie, parcursul întregii vieți. Cred că ați făcut-o și dumneavoastră cu un scop bine determinat, această codă, ca omul să contempleze și să înțeleagă toate cuvintele, mesajul acestei melodii, pe acest sunet și răsărit de soare care vine în apus. Eu așa... Da, 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 asta și-am vrut să fac și sunt bucuros că apar în viața mea oameni care îmi spun ceea ce am făcut, ca dumneata. Sunt mai mulți care simt la această piesă acest sentiment. Care simt, da, dar care o pot spune. De aceea eu întotdeauna spun, trebuie să stai de o vorbă cu omul, să-i descoperi toate culorile astea pe care dumneavoastră le puneți pe pânză. Da. Dacă nu stai de vorbă cu omul, îți faci păreri greșite. Eu am avut experiență în viața mea când am cunoscut un artist, și l-am cunoscut mai târziu așa personal, dar înainte aveam o concepție preconcepută despre el și când l-am cunoscut cu adevărat mi-am schimbat părerea. Eu nu am să-l numesc ca să, mă rog, să nu se simtă, da, el, că să nu știe el că am avut o altă părere de, da, el, dar vă spun, este un om deosebit. Până nu cunoști omul, până nu stai de vorbă cu dânsul, până nu cunoști acest sufletel care mânuiește câteva instrumente, chiar dacă o vezi la televizor, nu știi ce simte ea. Ochii sunt atât de expresivi și vreau, dragă Diana, să iei acest instrument în mână și să ne spui cum se numește, pentru că mulți nu cunosc cum se numește. Mulți, da, nu cunosc, da, de la țară, care ne privesc. Și dacă poți să ne interpretezi ceva. Dar e un instrument foarte iubit în lume. De mari interpreți, mari aranjori. Și trebuie să știi să-l mânuiești. Da, da. Dar vreau să te întreb, Diana, tu cum te studiezi toate instrumentele astea? Sunt dragi? Întoarce-te așa un pic la cameră ca să te prind. Dar ele mi-au trebuit mie în recital și eu încetșor și lor în recitalul cu familie și încetșor, încetșor, cam am impus-o. Nu am impus, am rugat-o. Frumos. I-am spus că, Diana, trebuie să faci. Trebuie. Trebuie. Cum se numește? Mai ales că simte foarte bine, da? Stilul meu îl simte foarte bine. Sunteți suflete pereche în artă. Nu, asta, da, dar asta e și datorită părinților care în familie. În familie s-a cântat muzica mea și ea a crescut într-o această muzică. A, iată cum, da, ați educat. Ei au concertul întreg pe versurile și muzica lui Iuri Sadovnic. Ce frumos, dacă aveți filmare calitativă sau, da, dacă nu, venim noi să vă filmăm. Cum se numește instrumentul? Mandolină. Mandolină și îl studiezi și pe el la Ciprian Porumbescu? Da. E greu de mânuit? Nu prea. Până dintre mandolină și cobză, sunetul cărui instrument îți place mai tare? Nu pot alege. Ea nu poate alege fiindcă... nu are dreptul. Nu, fiecare instrument. Cobza e bună la locul ei și mandolina la locul ei. Da, deci, care are, da, frumusețe ei. Da, și culoarea, da, ei. Haideți să te ascultăm. Ce ne vei... Sârba din Florești. Sârba din Florești? Da. Desfita sârbă. Da, are izi de Italia, așa? Are. De la sudul Italiei. Da, thank you.
Foarte frumos. Să nu-ți faci griji de inexactitate, pentru că cânti în direct, cânti live și ne-ai demonstrat într-o formă sau alta cum sună acest instrument. Ai auzit de Violeta Greco? Te rog să iei loc așa cumva ca să o văd și pe doamnă. Ea așa? Este nepoata, fica, domnului profesor al meu de acordeon. Oleg Grecu? Da. Am învățat împreună cu Oleg Grecu, sunt niște oameni de o aleasă cultură. Nu l-ați cunoscut pe Oleg Grecu? Un acordeonist foarte bun, acum profesor. Cum să nu cunosc, dacă eu am început de la acordeon. De la acordeon? Da, pe note și armonie și totul. Și cum ați trecut de la chitară? Cum ați lăsat așa instrument? Într-o bună dimineață, în 66, ca și în toate satele. Când m-am născut eu? Da. Când am văzut lumina zilei? Dinspre Jora, prin pădure, s-au coborât Beatles-uri la vale, în sat, în Susleni. Și s-au întors toți pe talpele sus. Mai înțeles? Metaforic. Formația Beatles. Am înțeles. Au ocupat toate mințile planetei. Așa și dumneavoastră. Și hai la chitară și eu, în afară de acordeon. Acordeonul mi-a prins bine foarte mult. Acordeonul și pianul și tot. Da. Dumneavoastră, în picturile dumneavoastră, aveți vreun instrument muzical, măcar un fluieraș, îl dau așa de Ana să se vadă? Așa. Deci nu, dar sper să... Fie în viitor. Să fie în viitor. Uitați-vă, noi v-am invitat aici pe canapea împreună cu artiștii consacrați și în devenire și sperăm să aveți o motivație în plus să pictați un fluieraș sau un haiduc cu musteață și cu chitară sau o mandolină sau o cobză cel mai bine. Vorbind de acordeon, Diana, poți să ne demonstrezi ceva și la acordeon? Pot. Dacă mai cânti și la acordeon, atunci, nu știu, ești când un copil singur? Dotat cu mai multe lucruri. Nu, dacă vrei, când o piesă singură, da. Și apoi urmă E cam greu instrumentul ăsta. Atent să nu atingi microfonul. E greu, că e când era mai micuț, eu o ajutam tot timpul să-și pună acordeonul. Aha, stai vreo. Are probleme cu până. Mai bine să nu atingi microfonul cu acordeonul, dacă poți. Stai un pic. Schimbăm cadrele sau prindeți-o pe ea. Gata, te-ai aranjat? Ce vei cânta? Carnaval venețian. Carnaval venețian. Oleg Grecu este profesorul tău. Da. Îl salutăm pe această cale. Oleg, te salut cu mare drag și ești un mare profesionist. Iar ca pedagog ești de nota 10. Thank you.
ultimul acord a fost... Și deoarece e cu acordeonul, ca să nu-l mai îmbrace încă o dată. Așa? Așa, pișezut e. Foarte frumos, felicitări. O fire atât de finuță și ține un acordeon atât de instrument voluminos, totuși, e acordeonul. I-am găsit eu unul al meu, din 1964, micuț așa, două octave. Două octave numai. De, am început sunt la acela când cântam, da? Când cântam recitaluri. Dar acum, eu cred că în acordeon el poate să-l pun deasupra. E foarte important ca într-o emisiune televizată să se cânte în direct, așa, da. Să putem mânui instrumentul în direct, cu sunet, fără sunet, un pic neexactitate, dar, domnul Sadovnic, îmi dați dreptate dacă spun că toți s-au învățat astăzi să fie ca în matematică exact ca japonezii. Nicio abatere. Uitați-vă, eu n-am nicio carte înainte, niciun caiet și nu citesc. Din discuțiile noastre se perpetuează discuția, adică convorbirea. Da. Mie îmi plac lucrurile spontane, chiar dacă sunt cu mici devieri. Și eu nu-mi fac planuri acasă când îmi spun, dar domn sau domn, poate ne întâlnim să vă faceți un plan ce o să spuneți. Că eu, de când sunt eu, mi-a făcut planul ce să spun, eu știu ce să spun. Și acum ce ne veți... Acum... Cânta? Ceva din recitalurile noastre. Vă rog. Femeie la mijlocireasă, dragă o teie dulce nesmă, la gură femeie la mijlocireasă, urge în greu de soare, acolo pe unde trec în urmele tale, vealură dorul de scaua iarbă, parcă unde parcă întreabă, vealură dorul de scaua iarbă, parcă unde parcă întreabă. Dragă o teie dulce nasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Dragă o teie dulce mireasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Urmele tale, vălură dorul de scaua iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă, vălură dorul de scaua iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Solo! Iana, zi! Acolo pe unde trec urmele tale, vălură dorul de scaua iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă, vălură dorul de scaua iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Foarte frumos. Încep să mă îndrăgostesc de zâmbetul acestei domnițe. Atât de frumos zâmbește și dansează cu ochii și se uită la dumneavoastră ca la un artist atât de complex care influențați viața ei. Sunt sigur că e un... E creația, poate, viața, nu? Din perspectiva, viața creativă, în sens, da, da, da. Ca artist. E frumos tandemul ăsta dintre generații. Intrați pe YouTube și ca să nu spună lumea că mă laud și acolo sunt recitalurile noastre. Puteți să vă lăudați la noi, domnul Sadovnic, da. Că aveți tot dreptul. Atunci mă laud. Noi suntem foarte buni împreună cu Diana. Foarte buni. Foarte tare. Cei și foarte buni. Când suntem împreună în recital. Mă uitam la doamna Iraida, cum vă privea și asculta și avea un zâmbet și mă gândesc, oare o să vă inspire muzica domnului Sadovnic împreună cu Diana pentru creația dumneavoastră sau în creație?
Bineînțeles că da, chiar am și picturi zi de duminică, motiv de duminică. Și cântecul Duminica a domnului Sadovnic este ca o motivație în pictura dumneavoastră? Păi da, bineînțeles. Ce aveți acolo în pictura Duminica, de exemplu? Așa, niște bătrânele care stau... Duminica nu se lucrează. Nu se lucrează. Una stă cu Biblia, una cu flori, una cu un prunc în brațe. Așa deci este. Motive așa meditative. Aveți așa ceva? Da, am așa o pictură și am și natură statică, tot așa, zi de lumină. Eu sunt om atelierelor, eu am început să cânt la chitară pe ateliere, la Mudre, Andrei, la David, la alții. Bine, vă invit în atelierul, nu la pictori. Cu picturi eram, așa ea și sunt. Da. Vreau să vă spun că împletirea asta dintre generații și dintre genuri, muzică, pictură, este foarte armonioasă și este din natură. Pentru că dacă asculți cum ați vorbit la începutul emisiunii dumneavoastră, natura, ai să-i auzi cum vorbește și sună pământul cu toate vietățile sale. Vorbind de armonia asta a noastră, sinteza asta a noastră a omului cu natura și în natură, mă gândesc că ar fi frumos ca în veacul 21 să nu deviem, pentru că uneori natura se supără pe noi, pentru că lăsăm urme urâte după noi. Cred că e supărată de cum o e supărată. Sarmana. N-am vrut să o spun așa în direct, dar într-adevăr, dacă vorbim pe șleau... Dar Dumnezeu e milos, vorba aceea. E milos Dumnezeu, da. Dar natura se răzvrătește și întotdeauna natura încearcă să ne ajute, să ne dea, iar noi suntem neatenți. Și mă gândeam acum, dacă omul pe pământ cu rostul lui... Mă gândeam dacă nu suntem și noi niște paraziți pe suprafața pământului care este atât de darnic și atât de frumos. Înțeleg că suntem creatura lui Dumnezeu și Marele Creator ne-a creat din dragoste, dar această dragoste noi trebuie zi de zi și nu numai la sărbători să o dăm oamenilor. Să o împărtășim cu ei prin pictură, muzică, cuvânt. E bine noapte întuneric, e bine. Fiindcă aceste două se schimbă și se odihnesc una pe alta. Și ziua cu noaptea. Da, da. Și lumea se odihnește și cosmosul se odihnește. Dar totuși e mai bine că nu e mai multă lumină. Se spune că în spațiu e mai... Eu am adăugat la ceea ce da. Mulțumesc. Maria, se da? Spune că în jurul nostru e mult mai multă materie întunecată, neagră, decât lumină. Dar... Chiar dacă o flacără mică arde într-o încăpere mare, ea este flacără. Și noi suntem oamenii ca niște baterii care luminează fiecare cu puterea lui. Dumneavoastră, de exemplu, luminați ca pâlpâiți de lumină, cu cântecul și forța dumneavoastră interioară și spirituală. Această luminiță, abia ca un mugure așa, atent, atent, încearcă să-și facă loc în întuneric. Doamna cu picturile are un spațiu mai larg. Eu încerc de să adun ai... toate luminile în emisiunea noastră. De Ana e fericelul acela care trece încet, încet prin asfalt. Apropo... E nucșoară, tărișoară. E o nucă chiar... Dar e finuță, e finuță. E finuță. Da. De aceea noi trebuie să valorificăm toate generațiile și... Nu știu, vă mulțumesc din suflet că ați avut inspirația să o invităm astăzi pe Diana. Și eu mă gândesc când ea va deveni și va crește ca noi, la vârsta noastră, o să spună, am avut un mentor care m-a motivat să cresc ca artist și am fost în prima emisiune la noi, la Tezaur Folk. Este prima ediție. Suntem onorați de prezența dumneavoastră aici la Tezaur Folk, unde am putut să ne descoperim de ce nu unul pe altul. Eu am să ajut Diana mii martor și părinții. Neplătit, spun sincer, copiii talentați. Fără interes de bani. Cu masterclass, cu tot, cu toate întâlnirile care le-am avut cu Diana. Deci, lecțiile, da, noi am avut și conflict între noi. Păi, artiștii întotdeauna au conflict. Știți ce? Până la ei merge aici, după, este aici după când avem pauză. Da. Țipăm unul la altul, dar creativ. Vedeți că și nimeni nu se supără. Copiii când ajung la scenă, școala e școală, acolo îi se întreg unul între altii, ca un joc, ca o asta, ca o joacă. Deci, dar când nu e vorba de scenă, ei nu înțeleg un lucru, că
în scenă, de acum nu se iartă. Se iartă cât ești copilaș, așa, că mai mergi. Dar noi și mai maturi avem greșeli, domnul Sadovnic, în scenă. Nu numai Diana, toți copiii cu care am avut de furcă, cum s-ar spune, care m-au rugat părinții să le dau un master clasă sau mai multe, deci depinde de cât îi trebuia copilul ca să înțeleagă de tema și este momentul când numai decât trebuie să se încadreze în viața unui copil talentat și cu o școală chiar foarte bună, un profesionist. Obligator, da, sunt de acord. Deci ăsta îl plasează în scenă de acum. La școală, tot. Dar ăsta îl plasează în scenă și el trebuie să fie uneori nemilos și mie. Îmi părea rău, dar trebuia să fiu sever cu dânsa. Odată a plecat în lacrimi la mine de acasă. Ei, asta e puțin. De mai multe ori îți pleci în lacrimi. Cât crești mai repede și mai sub o blădurie, dar, bagheta domnului Sadovnic, ai să plângi mai des. Dar ei trebuie să înțeleagă un lucru, că talentul e foarte bine. Dar vorba aceea, talentul e așa cum se spune, Dumnezeu dă, dar în trai să nu pune. Deci talentul trebuie să-l lucrezi, să-l șlefuiești, dar pentru asta trebuie să muncești. Trebuie să muncești, să te faci narcoman al instrumentului tău, a ideii tale de a fi. Noi vă invităm, domnul Sadovnic, în scenă să ne cântați și să ne încântați. Iar Diana va asculta, va contempla, va medita și va învăța de la maestri. Cu tot negrele țărânii, precurate-i fața. Și cu risipa fărâmii, prea curată-i fața pânii. Și cu sarea grea din spate, prea curată-i fața pânii. Și împărțită în jumătate, prea curată-i fața pânii.
Zâmbiră, pealtă glas ceresc. Ție-n vecea mea simțire, ție s-o jertfesc. Vin ca dulcea mângâiere, scumpul meu odor. Că de-o tainică durere, eu suspin și mor. Na 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 na. Simțire, ție s-o jertfesc. Vin ca dulcea mângâiere, scumpul meu odor. Că de-o tainică durere, eu suspin și mor. Na 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 na. Mulțumim frumos! Vă rog să luați loc pe canapea, domn Sadovnic. Noi ne aplicăm frunțele în fața marelui talent a dumneavoastră și vreau să vă spun că ce înseamnă un artist bun? Un artist bun înseamnă cuvânt, prezență, mânuirea instrumentului sau nu, sau felul omului de a dărui din suflet. Noi am dansat cu Diana, așa am improvizat cum am putut noi țopăie aici. Foarte frumos! Dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri, Tezaur Folk, și dacă v-a plăcut studioul nostru improvizat așa, după gustul și cunoașterea și simțul producătorului general, doamna Nataliița Medoni-Rodideal, dacă aveți un mesaj, camera dumneavoastră este aici, domnul Sadovnic, vă ascultăm cu plăcere. Eu aș vrea să spun numai un lucru. Eu de mult aștept așa o emisiune și cred că doamna Nataliița
a sădit prima sămânță. Eu cred că această televiziune și această intenție foarte nobilă, foarte nobilă, deci ea o să dea roade și o să arunce semințe pe toată țărișoara noastră micuță. Să dea Dumnezeu. Da, să vă ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim tare mult. Mulțumesc, doamna Iraida, dumneavoastră. Vă felicit cu acest frumos început. Vă doresc prosperitate și multă inspirație. Și suntem onorați de invitația dumneavoastră în această frumoasă zi de duminică și în această frumoasă zi de început de toamnă. Mulțumim frumos! Diana, iartă-mi cu Dumnezeu, opera noastră face parte din generația frumoasă a tinerilor talentați și cu har de la Dumnezeu și cu aleasă educație. Un mesaj, te rog, camera acolo. Vreau să vă felicit cu acest început, cum a spus și doamna. Este o emisiune foarte frumoasă și interesantă. Mulțumim. Sunt foarte bucuroasă și norocoasă, cred, pentru că am venit aici, mai ales la începutul ei. Și cred că o să aibă succes. Mulțumim tare mult, mulțumim tare mult. Doamnelor, domnilor, dați-mi voie să mulțumesc invitațiilor mei, domnul Sadovnic, plecăciune în fața maestrii dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Mărioara, spuneți-mi, nu doamna Mărioara. Alentați-mă, că eu atât de mult iubesc să fiu alentată. Vreau să vă mulțumesc, doamna Iraida și dumneavoastră, și ție, Diana, succese în continuare. Iar noi suntem într-o duminică frumoasă de 1 septembrie. Sper să ne urmărească toți cei cu interesați de arta frumoasă, de cuvânt și, de ce nu, de prezență. Iar eu vreau să închei această emisiune cu tangoul frunzelor de toamnă, pentru că toamna ne bate la ușă și sper să vă ia pe toți într-un vârtej acestor frunze de toamnă, ruginite, bătute de vânt, de ploi, iar se preconizează o toamnă a fi foarte frumoasă și caldă. Așa să vă fie sufletul. Sunt Maria Stoianu, vă aștept duminica viitoare și sper că v-am trezit interesul și curiozitatea să ne priviți, să ne urmăriți și să ne îndrăgiți. Și
e toamnă, doar frunzele știu a lor gând. Știu alor gând.